Tura s-a dezlănțuit aseară în sudul țării pentru mai bine de 2 ore. Zeci de copaci au fost puși la pământ din cauza furtunii, gospodăriile inundate, iar drumurile au fost blocate pe distanțe de zeci de kilometri. În București, câțiva oameni au ajuns la spital după ce au fost răniți de geamuri sparte sau crengi smulse din copaci. Direct acolo. Puțin după ora 19, cerul de deasupra Bucureștiului s-a întunecat, iar vântul a început să măture tot în calea lui. Când deja a început să plouă, serviciile de urgență numărau victimele. Prima, un bărbat de 34 de ani care a murit electrocutat după ce a căzut de pe acoperișul casei. S-a curentat, pe ploaia asta s-a curentat. Și noi am aflat prea târziu, că până am venit și noi să vedem care-i treaba, a venit salvare. Nu s-a mai putut face nimic. Nimic, a ținut o oră să resusciteze nimic. Pe o asemenea furtună și străzile au devenit un loc periculos. Câteva crengi rupte de rafalele de vânt au băgat în spital 2 copii de 3 și 13 ani, dar și pe mama lor și pe o trecătoare. Toți 4 au fost surprinși de furtună și încercau să ajungă la adăpost. A căzut un copac, o creangă, nu știm, pe nici mai multe persoane. Pacienții sunt stabili, conștienți, în ambulanță. Nu numai natura vie a devenit un pericol. Vântul a smuls și câteva bucăți de tablă dintr-o schelă metalică. Pompierii au avut grijă să izoleze zona până la venirea polițiștilor. E o schelă care stă să cadă. Când vezi verde, uite, vede, treci, hai. Dar repede, repede. A, nu se poate? Nu se poate, că au fost un pod metalic din schela de sus. Da. Și risca să cadă schela pentru asta. Nici pe acolo. Bilanțul celor 2 ore de vreme de coșmar. Pe raza municipiului București sunt peste 25 de copaci căzuți pe carosabil, pe autoturism, pe liniile de tensiune ale RATB. Și în județele din jurul Bucureștiului au fost probleme. În Prahova, mai multe gospodării au fost inundate. Cantități mari de precipitații au dat peste cap și sistemul de canalizare din Ploiești. Cel mai mult au avut de suferit taximetriștii. Deși aveau comenzi, nu se puteau deplasa la ele. Aici nu se poate circula, nu se poate lua comenzi, nu se poate face nimic, pentru că nu sunt canalizările cum trebuie. În Târgoviște, vântul a luat pe sus acoperișul unei case și l-a trântit pe mijlocul drumului național 71. Preț de câteva zeci de minute, drumul a fost blocat. Intervenit pentru deblocarea drumului național 71, care era blocat din cauza prăbușirii acoperișului unei case direct pe calea de rulare. Am mai pus dizelul. Dacă asta așa mare, nu. Vânt puternic, a venit odată așa, vrea să ne ia pe toți. În câmp deschis, viteza vântului a ajuns aproape de cea a unui uragan. Este ora 7 seara, suntem în județul Giurgiu, iar de jumătate de oră vântul bate cu aproape 100 de kilometri pe oră. Și în județul Teleorman, vântul bate rafale la fel de puternice. Suntem la doar 10 km de București, iar ruperea de nor face ca traficul să se desfășoare bară la bară. Circulația s-a fluidizat după câteva ore, nu înainte ca autoritățile să deblocheze canalizările și să ridice copacii căzuți pe șosea.